Vrei să știi cum se sărbătorește Paștele pe tot globul? Iată aceste tradiții și obiceiuri din toată lumea, unele pe care probabil nu le știai până acum. Paștele este o sărbătoare celebrată pe tot globul și în timp ce unii oameni o sărbătoresc într-un mod familiar nou care include tradiții de Paște, cum ar fi decorarea ouălor de Paște, există și alte moduri în care oamenii marchează sărbătoarea învierii. Multe dintre aceste tradiții de Paște sunt încă păstrate de ritualurile religioase pe care credințele creștine le folosesc pentru a sărbători învierea Domnului, inclusiv unele dintre cele mai spirituale sărbători, precum Săptămâna Mare și Postul Mare. Alte tradiții de Paște din întreaga lume totuși se concentrează mai mult pe distracția de a avea un iepuraș generos care se strecoară în casă o dată pe an pentru a ascunde ouăle de Paște și pentru a lăsa dulciuri de care se poate bucura întreaga familie. A afla mai multe despre modul în care diferite religii, regiuni și comunități sărbătoresc Paștele nu numai că te poate ajuta să înțelegi mai multe despre sărbătoarea în sine, dar îți poate oferi câteva idei noi pe care poate vrei să le incorporezi în propriile tale sărbători de familie. Iepurașul de Paște nu este singurul care are o afinitate pentru ouă. Mulți oameni din America se așează în jurul unei mese care este încărcată cu produse de sărbători, cum ar fi șunca și ouăle umplute, care sunt o alegere populară datorită modului în care ouăle sunt folosite simbolic pe tot parcursul sărbătorii, ca simbol al renașterii. O altă tradiție de Paște în America este purtarea bonetei de Paște. Această pălărie elegantă a devenit un plus popular la ținuta de duminică, deoarece reprezintă un angajament de reînnoire atunci când este asociată cu haine noi de Paște. În Noua Zeelandă și în unele părți ale Australiei, chiflele dulci sunt preferate de Paște. Țările insulare se bucură de aceste delicii. În unele părți ale Europei, oamenii sărbătoresc Paștele în jurul unui foc de tabără. În comunitățile din nord-vestul Europei, este obișnuit să începe o sărbătoare de două zile, de duminică, cu un foc de tabără. În timp ce multe locuri din lume sărbătoresc Paștele, încărcând masa cu toate preparatele gustoase, se întâmplă ceva puțin diferit în Etiopia. Aici se practică o perioadă de post asemănătoare postului mare în Biserica Occidentală. Într-un oraș din sudul Franței, în luna Paștelui, o omletă uriașă este servită în piața principală a orașului. Legenda spune că atunci când Napoleon și armata sa călătoreau prin sudul Franței, s-au oprit într-un orășel și au mâncat omlete. Lui Napoleon i-a plăcut atât de mult acea omletă, încât le-a ordonat orășenilor să adune ouăle și să facă una uriașă pentru armata sa, relatează playtech.ro.